Доброе утро. Приветствую. Доброе утро. Дом примар. Стимас Болцен, Стимас Четечения Республики Молдова. Я дуара кумам соседин территории, деварича ери дупа о эмиссионе ла ум пост де телевизионе, ам плекат ноаптям Флореш, дин Флореш тен Страшень, ше сым букурос кам, ам абут посибилитатя сажунг, ше е ум фаца думневастр ку acest subiect important, cu acest să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj că acest atac semi-terorist, semi-politic, semi-galben, semi-costiujeni asupra Bălțului trebuie să oprit. Astăzi atacul în adresa domnului primar Alexandru Petkov și asupra Bălțului să fie clar pentru fiecare din voi că este un atac asupra mea. Asupra mea, asupra lui Renato Usate. Este un atac asupra mea în perioada electorală. Deoarece și cetățenii în țară, și cei de la guvernare cunosc că toate sunt unicul candidat din opoziție care a scos tot timpul la iveală toate schemele murdare sau toate schemele criminale ale guvernării care au avut loc și au și astăzi. Eu astăzi trebuia să vin în fața dumneavoastră cu o conferință de presă anunțată duminic seara și ține de noi de lapideri a statului Republica Moldova și a furtului din buzunarul cetățenilor. Dar din cauza faptului și tot ce s-a întâmplat în Bălți, această conferință de presă am amânat-o pentru mâine. Atacul în adresa partidului nostru și asupra mea a început atunci când în Bălți a fost creată coaliția din partidul PAS, socialiști și unii consilieri cu, cum să-i spun mai corect, de o proveniență neclară. Această ciumă galbenă, nu pot să-i spun altfel, în loc să unească poporul, să lupte cu corupția, să facă ceva, măcar 30% din ceea ce a promis, ei astăzi creează doar haos, sărăcie și dezordine totală în toată țara. Dar vreau să fie clar că eu și partidul nostru vom asigura orice suport pentru domnul primar al municipiului Bălți, domnul Alexandru Petkov. Ca urmare a rezultatului, votului a cetățenilor din municipiul Bălți, eu ne-am depus și mandatul de consilier ca să ofer la toate fracțiunile, când nimeni avea majoritate, să demonstreze capacitatea lor de a munci, de a conduce. Li s-au propus să vii câte un viceprimar să-l fie discutat. Li s-au propus să fie discutat toate întreprinderile municipale. Dar ei au continuat doar cu atacurile, doar cu faptul că nu participă de-am a treia oară, de trei ori au ignorat pasul și socialiștii nu vin la ședința Consiliului Municipal și tot așa. Oare asta bălțenii s-au dorit? Stimați bălțeni, acest lucru v-ați dorit dumneavoastră? Acest haos? Sunt sigur că nu. Vedeți la ce a dus primul experiment când partidul care are un primar în municipiul Bălți, n-are majoritatea în Consiliul Municipal. Mult neestimată guvernare, doamna președinte Sandu, domnul prim-ministru Recean, eu văd că sunteți foarte ok ca să-l distrugeți pe Petkov, să-l scoateți din funcții. Voi credeți că dacă să aveți alegeri anticipate, ați câștigați dumneavoastră ori socialiști? Nu așa cum n-a fost niciodată. Dar mai am o întrebare. Văd că Petkov, din cauza că apără Bălțul, apără interesul bălțenilor, voi, răpijor, v-ați gândit cum să-i faceți un proces, cum să-l scoateți pe dânsul din funcție. Dar pe voi nu vă deranjează plina țară de stații a dominatorului Andrei Spânu, care costă 222.000 de lei? Și stațiile care, spre exemplu, eu le-am instalat în municipiul Bălți și în alte localități, care sunt
din inox, dintr-un material care costă 2-3 ori mai scump. Numai că lăusate, nu știu de ce, au ieșit 160 de mii de lei din inox. Dar dacă le facem din cermet, cum le-a făcut dominatorul? Vă asigur eu că stația era să fie 100 de mii de lei. Maximum. Cu toate lucrările. Domnule dominator, înțeleg cum o spus domnul primar că nu iubiți bălți. Dar eu pot să vă asigur. Și mie și domnului Petcu și bălțenilor este absolut indiferent. Iubiți dumneavoastră bălțul ori nu, dar cu certitudine noi nu vom permite ca dumneavoastră să dominați bălțul așa cum ați dominat țara cu prețurile nebune la gaz de 29 de lei și așa mai departe.